Femeile care așteaptă un bebeluș vor să fie informate și au foarte multe întrebări. Medicul invitat de astăzi a făcut o selecție a celor mai frecvente frământări ale viitoarelor mămici cu privire la nașterea naturală și astăzi le vom discuta în cadrul interviului nostru. Alături de mine a revenit dr. Roxana Dumitru, medic specialist obstetrică ginecologie. Mă bucur să vă revăd! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur. Sunt convinsă că atunci când aveți o pacientă care urmează să nască, durează destul de mult consultația. Așa este? Cu siguranță, da, orele sunt lungi, dar merită. Sunt foarte multe întrebări și mulțumesc pentru selecția pe care mi-ați făcut-o, pentru că v-am rugat lucrul acesta să-mi schițați câteva frământări ale mămicilor, pentru că astfel putem să răspundem odată pentru mai multe mămici, cele care ne urmăresc la televizor sau pe Facebook. Nu uitați că suntem pe Facebook Live, paginile Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Așa că dacă aveți în lista dumneavoastră femei care urmează să nască și credeți că puteți să le faceți acest dar, o distribuire a live-ului nostru va fi binevenită pentru aceste femei. Este bine să naștem natural? Ei bine, nașterea naturală reprezintă principalul mijloc prin care femeile au adus de sute de ani pe lume copilașii lor. În anul 1337 este atestată documentar prima operație cezariană reușită, adică în urma căreia atât mama cât și copilul au supraviețuit. Aceasta era datată undeva la curtea unui rege din Praga pe vremea aceea. Deși din acele vremuri străvechi, mijloacele de realizare a operației cezariene s-au îmbunătățit foarte mult și s-au modernizat. În continuare, foarte multe țări, de exemplu vestul Europei și vestul lumii, acceptă nașterea naturală ca fiind în continuare principalul mijloc pentru a aduce pe lume copii. De exemplu, în Statele Unite, procentul de naștere naturală e undeva la 70%, iar în Europa, Franța deține supremația cu un procent de 80% nașteri naturale din totalul nașterilor pe an. Acest lucru poate fi explicat printr-o istorie și printr-o experiență bună în obstetrică din partea specialiștilor, dar pe de altă parte nici considerentul material financiar din partea autorităților nu trebuie neglijat. Foarte puțini oameni cu autoritate în domeniu recunosc faptul că nașterea naturală este o naștere mai ieftină. Da, atât în mediul de stat, cât și în mediul privat. Mă gândesc, când spunem naștere naturală, înseamnă că așa a lăsat Dumnezeu și că așa ar fi cel mai bine să se întâmple lucrurile. Însă probabil că e foarte bine că atunci când apar anumite complicații să putem recurge la varianta numărul 2, cum ar fi cezariana, și vorbim un pic mai târziu despre aceasta. Multe din întrebările unei mămici, viitoare mămici, se referă la pregătirea pentru nașterea naturală. În ce constă? Pregătirea pentru nașterea naturală este bine să fie făcută temeinic printr-o urmărire bună a sarcinii la medicul ginecolog. Există niște controle regulate pe care trebuie să le efectueze mămica. Ea trebuie să vină până în 28 de săptămâni aproximativ lunar, apoi între 28 și 36 de săptămâni din două în două săptămâni, iar după 36 de săptămâni ar trebui să vină săptămânal ca să o verificăm. Bineînțeles că ritmul vizitelor se îndesește dacă există o patologie asociată. De asemenea, undeva peste 39 de săptămâni, dacă mămica dorește să nască natural, medicul ginecolog i-ar putea propune un procedeu care se numește SWIP. Acesta este omologat de OMS și acceptat și de societatea noastră de obstetrică și presupune că cu instrumente sterile, cu o mânușă sterilă, medicul pătrunde cu mâna prin consult genital la nivel de coluterin și pătrunde în spațiu dintre membrane, adică nu ajunge la copilaș și uter. La modul acesta medicul, foarte important de subliniat aici, nu induce nașterea naturală, doar că previne prelungirea nașterii până după 40 de săptămâni. Este o procedură omologată și este bine ca mămicile să nu fie temătoare și să accepte ajutorul medicului și controlul acestuia atunci când trebuie și când acesta indică. Vorbeați despre inducerea travaliului.
Nu vorbeam despre inducerea tramvarului și mă bucur că m-ați întrebat. Sunt două noțiuni diferite. Una este să efectuăm profilaxia trecerii peste termen, și anume sweep, adică controlul, un control genital amănunțit, și alta este să inducem travaliu. În general, inducem travaliul pentru o sarcină care are o datare peste 37 de săptămâni, adică nu mai vorbim de prematuritate, atunci când avem indicații materne sau indicații fetale. Indicațiile materne pot ține de diverse boli pe care le are mama, de exemplu diabetul zaharat, poate să fie preexistent sau poate să fie diagnosticat în sarcină, pe de o parte, pe de altă parte avem indicații ce țin de făt, fie este prea mare, fie este prea mic. Cam astea ar fi principalele. Sunt niște consecințe ale acestei manevre, inducerea travaliului, de care mămicile se tem sau au o teamă de această manevră și nu-și doresc să ajungă în această situație, dar bănuiesc că este nevoie de ea pentru că este salvatoare până la urmă. Pot exista, bineînțeles, complicații dacă nu respectăm indicațiile stricte. Trebuie ca sarcina să aibă peste 37 de săptămâni și, foarte important, colul să fie bine pregătit. Noi efectuăm un scor și acest scor trebuie să se încadreze în anumite limite ca să putem să începem. De asemenea, verificăm starea membranelor, inducem cu anumite substanțe dacă membranele sunt rupte, inducem cu alte mijloace mecanice dacă membranele nu sunt rupte. Atunci când avem membrane rupte, atunci când apa este ruptă, riscul infecțios este mai mare și, bineînțeles, suntem mai precauți. O altă temere a mămicilor, și să ne spuneți dacă este justificată sau nejustificată, este legată de tăietura aceea de la naștere, pentru ca bebelușul să poată fi expulzat ușor. Tăietura la naștere noi o numim epiziotomie și, cum ați menționat, într-adevăr, foarte multe mămici sunt foarte speriate de această perspectivă și tot timpul le spun: dragilor, gândiți-vă că vaginul este un spațiu care este limitat atât în lungime cât și în calibru, iar circumferința capului fetal aproape de termen este undeva peste 30 de centimetri, deci undeva așa, dar e capul fetal și evident că dacă nu, în cele mai multe situații, dacă nu efectuăm noi această tăietură controlată, respectiv epiziotomia, tranșa, așa cum o numim noi, sau ruptura spontană, se poate prelungi până la structuri absolut importante ale organismului mamei și, de asemenea, mai poate fi un impediment pentru degajarea capului fetal. Și atunci copilul stă acolo, îi scad bătăile, suferă și nu are rost să chinuim acest spațiu îngust să se rupă de la sine. De asemenea, când coasem, atât fibroza, cicatrizarea sunt mult mai bune decât în cazul în care lăsăm să se rupă. Coaserea și refacerea țesuturilor este mai precară atunci când lucrurile sunt lăsate așa de capul lor. Și oricum, dacă e să explicăm fiziologic ce se întâmplă în momentul în care se realizează tăietura respectivă, poate că ne ajută foarte mult contracția să nu simțim neapărat tăietura aceea ca și cum am face-o acum pe viu. Absolut, și oricum avem numeroase mijloace de anestezie locală pe care le putem folosi sau avem anestezia peridurală, apelăm la ajutorul medicului anestezist și deja lucrurile sunt mult mai simple din punct de vedere al controlului durerii. Cum supraveghează medicul travaliul? Mai e și acesta un aspect. Medicul supraveghează travaliul alături de moașă. Vedem la pacient, urmărim constantele esențiale, ne uităm la tegumente, ne uităm la stare generală, la saturația în oxigen, la temperatură, puls, tensiune. Punem mâna pe burta gravidei, este foarte important examenul clinic, o tușăm atât cât trebuie, nu foarte des. De asemenea, avem câteva mijloace paraclinice, analize de sânge, dar foarte important este cardiotocografia, adică este un aparat care prezintă două, așa cum le numesc mămicile, două ventuze. Una este plasată la nivelul fundului uterin și funcționează prin intermediul unor receptori de presiune și vede cum se contractă uterul și, pe de altă parte, mai avem încă un transductor, încă o ventuză, cum spun ele, care ventuza aceea măsoară ritmul cardiac fetal și e foarte important pentru noi, ca și clinicieni, să facem o distinție, o corelație corectă între ritmul cardiac fetal și cum reacționează acest
acesta la contracții. Dacă ritmul cardiac fetal scade foarte mult în timpul contracțiilor sau în preajma contracțiilor, noi luăm anumite decizii. Putem să expediem, așa cum spunem, nașterea. Adică putem să folosim un instrument, cum ar fi ventuză sau forcepsul, ca să naștem, sau dacă ritmul cardiac fetal nu este asigurator, atunci mergem direct în sala de operație și facem operația cezariană. Așadar, când se ia decizia pentru cezariană în detrimentul nașterii naturale? S-ar putea să fie, nici nu mai știu cum este, sau dacă s-a făcut un studiu, ce preferă în ultima vreme femeile? Preferă să nască natural sau preferă cezariană? În funcție de, eu știu, poveștile pe care le aud despre naștere. Preferința pentru naștere cred că vine undeva din educația societății și, cum ziceam mai devreme, din studii populaționale și din atmosfera politică în țară și din practicile curente. Cum ziceam, în vestul Europei, de exemplu, școala de moașă este foarte bine pusă la punct și atunci autoritățile încearcă să implice pe cât mai puțin posibil doctori, ei sunt mai scumpi și sunt mai greu de găsit și atunci moașa este cea care supraveghează travaliu și este o autoritate de sine stătătoare. La noi în țară, moașa supraveghează travaliu neindependent. Este alături de și îl ajută pe medic ca să pentru o bună desfășurare a travaliului. M-ați întrebat de indicații de cezariană, dacă vreți să vă spun câteva. De exemplu, cauze materne. Dacă a avut o cezariană în antecedente, nu este o contraindicație totală să încerce să nască pe jos, este mai periculos, pentru că în 0,5% din cazuri se poate întâmpla o ruptură uterină. Știm să o manageriem și o recunoaștem destul de repede, însă e mai safe să nu încercăm. Apoi, dacă există anumite tumori pelvine care ar trebui interogate și ere cu ocazia nașterii, care pun în pericol viața mamei și atunci e mai bine să facem operație cezariană. Dacă avem infecții la mamă, HIV, hepatite care se pot transmite și e mai bine să facem cezariană. Dacă placenta nu este situată corespunzător sau dacă are o aderență normală, anormală față de peretele uterin, dacă avem probleme la nivel de coluterin, dacă avem înainte un sărclaj și sărclajul este un fir foarte strâns care creează o anumită fibră broză la nivelul colului și atunci nu se mai deschide suficient de bine pentru a merge bine în travaliu. Cauze fetale sunt diverse. De exemplu, pot fi tumori fetale care, dacă am lăsat travaliu pe jos se desfășoare pe jos, pe cale joasă, pe cale naturală, atunci acele tumori sunt friabile și pot crea probleme la făt. Dacă fătul apreciem că este ecografic prea mare, dacă prematuritatea este prea mare, undeva sub 32 de săptămâni, considerăm că efortul de a trece prin filiera pelvigenitală este nenecesar de suport de către un mic prematur și sunt multe. V-am enumerat așa o gamă. Sunt destule și e bine că se poate interveni astfel pentru siguranța copilului, dar și a mămicii respective. Circulă pe internet, pe TikTok, pe Instagram, tot felul de filmulețe pe YouTube, în care vedem așa o armonie între mamă și copil într-o cadă, mămica naște în apă și pare că totul este foarte frumos și minunat. Recomandați nașterea sub apă? Nașterea sub apă, în mod evident, nu este interzisă și se practică în câteva clinici, însă trebuie să le avertizăm pe mămici că pot exista câteva pericole. Două dintre acestea ar fi riscul de hemoragie, pe care clinicianul nu o poate aprecia corespunzător din punct de vedere al cantității. De exemplu, în cada în care stă mămica se pot afla chiar câteva sute de litri, depinde cât de mare este cada. Și atunci, dacă, de exemplu, e o hemoragie importantă pentru mamă, de 500 de mililitri sau mai mult, nu ne dăm seama, pentru că se diluează în apa respectivă și nu ne dăm seama de anvergura complicației pe moment. Apoi crește riscul infecțios pentru faptul că atunci când gravida efectuează efortul de screamăt, poate exista defecație sau poate exista pierderea de urină și aceste elemente se amestecă în apă și riscul infecțios crește.
Totuși, care ar fi avantajul apei? Apa ajută într-un fel în nașterea naturală? Sunt niște avantaje atât de bolduite, să zic, încât trebuie bine. Să apelăm la aceasta, ne ajută, nu ne mai doare atât de tare? Din punctul meu de vedere, ca și clinician care a practicat acest lucru într-un alt stat și eram nevoită să fac asta prin prisma serviciului pe care l-aveam în momentul respectiv și doar că eu consider că e neadecvat, avantajele fiind mici. Se presupune că durerea ar fi mai mică, se presupune că dacă respectiva cădiță e oarecum încălzită, căldura face ca țesuturile să fie mai puțin friabile, să relaxeze mai bine, dar ajungând la temerea mea inițială, cred că e mai bine să naștem convențional, este mai sigur. Și dacă spuneți că ați experimentat și nașterea aceasta lucrând în afara țării, probabil că le-ați văzut și pe mămici în timpul contracțiilor, nu cred că erau atât de fericite ca la televizor. Da, absolut, da. Durerile nașterii, spun ele, nu pot fi comparate cu multe alte dureri și e bine să, așa cum și zic englezii, se diminuează în apă. To stay on the safe side. Zic eu, da. Dacă vorbim despre medicamente, în timpul nașterii naturale, medicul decide să fie administrate și anumite perfuzii. Despre ce este vorba și dacă este în regulă, n-ar trebui să se teamă mămicile de acest lucru? Din ce în ce mai frecvent ne confruntăm cu acest concept de naștere bio. Adică sunt destule mămici care ne spun de la început că ele doresc o intervenție cât mai mică. Iar eu le dau următoarea replică. Cu cât intervenția din partea medicului este mai mică, cu atât riscul să ajungem la o naștere instrumentală sau la operație cezariană este mai mare. Întotdeauna în partea a doua a travaliului, cel puțin, este nevoie de o linie venoasă. Trebuie neapărat ca organismul să fie bine hidratat, cel puțin din două perspective. Unul, pentru că se pierde o cantitate considerabilă de sânge chiar și la nașterea naturală și încercăm să ținem patul vascular umplut până atunci. Și a doua motivație pentru care hidratăm bine gravida este că prevenim creșterea ritmului cardiac fetal. Întotdeauna când suntem deshidratați, ne crește ritmul. Crește ritmul cardiac al mamei, crește ritmul cardiac al fătului și după aceea intrăm în panică și nu e bine. Sunt foarte bune aceste asigurări, pentru că mi-amintesc că și în momentul în care am fost și eu însărcinată, aveam nevoie și mai ales dacă veneau de la un medic, pentru mine erau niște argumente foarte, foarte bine, se așezau foarte bine în sufletul meu și aveam încredere. Bine, începem cu linia venoasă și putem să adăugăm și câteva medicamente. Un travaliu bine condus este acela în care clinicianul intervine doar atunci când lucrurile nu sunt bune. Un travaliu eficient este acela în care dilatația se desfășoară constant, dilatația colului uterin, în raport cu contracțiile. Contracțiile trebuie să fie de o anumită intensitate și de o anumită durată ca să poată să propulseze capul fetal. Ori de câte ori se întâmplă ca aceste trei elemente, dilatația, progresia capului fetal și contracțiile să nu acționeze sinergic, noi intervenim. De exemplu, când avem contracții slabe, putem adăuga oxistin. Oxistin este un derivat sintetic de hormon natural. Noi avem oxistin ca hormon natural în organismul nostru, degajat în timpul travaliului, dar putem adăuga și oxistin sintetic pentru, cum spunem noi, a augmenta travaliul. Atunci când contracțiile nu sunt foarte bune, dacă, de exemplu, ele s-au diminuat în urma montării periduralei, un alt medicament foarte important este antibioticul. Antibioticul se dă ori de câte ori avem membrane rupte, indiferent de vârsta de gestație, de un timp îndelungat, de exemplu peste 12 ore, și de asemenea ori de câte ori avem un prematur care este în travaliu. Se consideră că principala cauză pentru o prematuritate spontană, gravida vine în travaliu spontan și copilul e prematur, este infecția și atunci trebuie neapărat să dăm antibiotic. Deci nu este greșit să dăm antibiotic, nu afectează copilul. Antibioticele care se dau în travaliu sunt safe
atât pentru mamă, cât și pentru făt. Să le accepte cu blândețe. Să nu ne fie teamă că se întâmplă ceva, ajunge antibioticul unde nu trebuie, prin venele noastre și ne facă rău în momentul acela. Și sunt convinsă că orice manevră făcută de un medic sau orice medicament pe care ni-l oferă în momentul nașterii naturale este dat cu toată responsabilitatea. Și cu studii și școală în spate. Și bunăvoința. Exact. Vorbisem despre, sau anunțasem pe telespectatori, le pregătisem cu câteva întrebări înainte, despre cordonul ombilical. Multe mămici doresc să se clampeze acest cordon mai târziu. De ce? Doresc să clampeze mai târziu pentru că ele știu că o clampare tardivă, adică undeva până la 3 minute, nu putem să prelungim mai mult, o clampare tardivă poate aduce un aport suplimentar de sânge bebelușului și atunci scade riscul de anemie în perioada postnatală. Este un lucru pozitiv, însă, și noi încercăm pe cât posibil să-l facem, însă nu-l putem efectua tot timpul. De exemplu, atunci când avem o sângerare mare la mamă, ne grăbim să o ajutăm pe ea cu medicație și cu manevre ca să stăvilim sângerarea și atunci încercăm să separăm cele două organisme cât mai repede pentru a ne ocupa cât mai bine de ea. De asemenea, atunci când dorim să recoltăm celule stem, nu prea putem să facem foarte bine amândouă lucrurile deodată și să clampăm cordonul ombilical târziu pentru că și să recoltăm celule stem pentru că nu ne mai rămâne suficient sânge în cordonul ombilical și nu mai putem să recoltăm suficient sânge pentru celulele stem. De asemenea, dacă mama suferă de o boală infecțioasă, dacă există o incompatibilitate în sistem RH, nu dorim ca acest cordon să fie clampat mai târziu. Nu face bine, evident. Dacă fătul nu se află într-o stare foarte bună, încercăm să îl separăm repede de mamă pentru a-l preda cât mai repede echipei de neonatologie ca să-l resuscite, să-l reanimeze în cele mai bune condiții. Se fac foarte multe lucruri în timpul, parcă nici nu știm câte lucruri trebuie să facă medicii în câteva minute sau poate secunde câteodată. Și iată că am aflat câteva lucruri din această sferă. Să zicem că am ajuns cu bine, mămica a născut natural. Care sunt inconveniențele de după nașterea naturală? Ce se întâmplă după? Principalul inconvenient este durerea în zona perineală. Durerea vine din disconfortul creat de lacerația respectivă, care din cusătură, din episiotomie. O putem cupa cu antiinflamatoare, putem da supozitoare. De asemenea, atunci când își reîncepe activitatea sexuală, respectiv la peste 6 săptămâni de la naștere, poate exista dispareunia, adică disconfortul la contact, lucru care se întâmplă și după operație cezariană, pentru că imediat după naștere scade nivelul de hormoni estrogeni și atunci intervine o uscăciune la acest nivel. Aș mai pune întrebări și știam că timpul trece foarte repede, ceea ce s-a și întâmplat, însă sper că am atins niște lucruri frecvent în prezent în frământările mămicilor, viitoarelor mămici. Și aș vrea să închem acest interviu cu o fotografie pe care dumneavoastră ați făcut-o recent în Brașov. Ați fost într-o vizită în Brașov și mi-a plăcut foarte mult că pe lângă imaginile pe care ni le-ați trimis, am rămas uimită că mi-ați pus la final o fotografie și aș vrea să rog pe colegii mei să ne pună această fotografie. Mulțumesc pentru apreciere. M-a emoționat foarte mult că v-ați gândit să avem și această fotografie la acest subiect. Așteptăm să apară și în ecran această fotografie, să o vadă și telespectatorii noștri. Este copilul cel mai frumos care a fost adus pe lume, pe cale naturală, de către Maria, mama lui Isus. Și am zis să încheiem așa frumos emisiunea aceasta și vă mulțumesc foarte mult că v-ați gândit la acest mesaj pe care să-l transmitem la finalul acestei ediții. Există speranță. Există speranță și calitatea de mămică și de femeie nu este dată de modalitatea de naștere, ci de cum ne educăm pe noi înșine și copiii noștri și cum avem grijă de ei.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat încă o dată să veniți în platoul nostru, pentru că anul acesta ați fost aproape de sănătate cu prioritate și sperăm să continuăm colaborarea aceasta frumoasă și anul viitor, pentru că știu că până la finalul acestei luni nu ne vom mai vedea în această formulă la sănătate cu prioritate și așa că am prins ocazia să vă mulțumesc pentru toate ocaziile în care ați răspuns cu da și ați fost foarte aproape de emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc și să naștem cu bine!